ușor, mai ușor, că ne știe lumea. Aolo! Aici nu suntem la nuntă, suntem la televiziune. Aolo! Ionita! Mai bine eram, mă, la nuntă, că dacă eram la nuntă, mai primeam și noi ceva, o atenție măslină, o banană pentru Liu, o mâncăoară, mama de maimuțică, mă, mă, maimuțica noastră, Liu, Liu, cheamă Liu, da. Așa, aici, la televiziune, nu te uiți la ei, numai lume de-asta subțiră, numai intelectuali. Intelectuali. Ce poate să ne dea ăștia nouă, mă? Ce poate să ne dea ăștia decât bună ziua? Și niște aplauze, ce să ne dea? Aplauze, aplauze, Verica! Aplauze! E bune și aplauzele! Da? Păi, dar eu știu, întarea va mama lor are aplauzele pe bandă. Aolo! Mă, Ionită, mă, Ionită, mă, Ionită! Ați ciupi, măi, ați ciupi, mai da, Lunită! Mai ușor, mai ușor. Lasă Alunița, că te vede lumea. Lasă Alunița. Frică, nebunule. Hai, mă, lasă, că de când o arăt. Are mândră, are mândră Alunița. Da, da, e toată, da, e toată lui Ionița. Da, 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 da. Deci, doamnelor și domnilor, madame et monsieur. Alo, alo. Ce-ai făcut, mă? Ce? Parlești franceză? Păi de când, de când ai fost la Paris, de când ai Johnny Depp, nebunule? Johnny Depp, ai uitat să vorbești ca la noi, ca la Clejan, nebunule! Stai, Viorico, ușor, că mă faci de hândel. Aolo. Deci, madame et monsieur, lesbien venu... Alo? Ce? Ce? Ce lesbiene, mă? Ce lesbiene mi-e să-mi spui acum? Ce lesbiene? Care lesbiene? Te-ai uitat azi noapte la filmele eroice, a? Cu lesbiene? Viorico! Lesbien venu a la notre manifestation culturelle! Ah. Păi asta e altceva! Asta e altceva, mâncava sufletul, dacă e culturel, nițel să vină și ei amici. Margherito! Fulgi! Feliz mamă încoace că bagă tactul cultură! Deci... Viorico! Viorico, ce ne-i pa posibile! Ce ne-i pa posibile, măi? Am chemat, bă, tu mă faci de rău, bă, dai din inima, rău de tot! Haide, domnul, apropo, Mandole, lasă-mă! Apropo de notre enfant! Ui! Margherita! Margherita ce face? Oh, mâncăoar, mama, pe ea e bine, e bine, mă! Margherita noastră ecologistă! Adică? Adică mănâncă numai vegetale. Mănâncă vegetale? Adică cam ce mănâncă așa? Mă, e vegetale. E vegană? E rom-vegană, că trăiește în România, acum ar veni. Da. Rom-vegană. Și ce mănâncă? Deci, fii atent. Marga noastră... Bravo. Mănâncă numai lăptuși, trestii de bambus și muguri de ea, muguri de bambus, da. Bravo. Da, trestie și muguri de bambus. Oameni, asta e hrana viitorului. Ui. Da, semințele și insectele. Asta e. Cum adică? Semințele și insectele, asta e hrana viitorului. Alo, stai, mă, cum insectele, gândacii? Da. Bine, mă, nebunule, păi când ajungem acasă... Așa? Să mor. Pentru mine pregătesc o flică de-aia de porc așa, să sfârâie pe grătar și ție îți fac o tocăniță de greieri. Să mănânci tu cu fita, bă! Că n-ai văzut ce harfe în cap aveți amândoi? Tu zici că fita nu mai merge, mă, cu bolizii de lux? Nu mai merge cu BMW-ul? Nu mai merge cu Merțanul? Nu mai merge cu Audi-ul? Nu mai merge cu nimica? Cum adică, mă? Cum adică? Foarte bine, dar... Păi cu ce merge? Auzi că ea vrea să protejeze planeta. Foarte bine, foarte bine. Bine, da. Cu ce merge? Nu cumva merge cu tramvaiul. Ei. Să nu prind că se înghesuie în tramvai cu toți derbedeii, că nu se poate. Margherita, Margherita, Margherita noastră și tramvaiul, baba și mitraliere, bă! Nu merge, mă, fita, cu transportul în comun. Foarte bine. Da. Dar cu ce merge? Acum Marga noastră merge numai cu trotineta. Cu trotineta? Cu trotineta. Păi știe ea să meargă cu trotineta? Margherita, Margherita? Noastră, păi de la 5 ani merge, mă, cu trotineta. De la 5 ani? Da. Oh, de atunci? De atunci, da. Înseamnă că a ajuns departe. A, bă, lasă-mă pace. A ajuns. A ajuns, mâncăoar, mama, cu mine seamănă, mă. Cu mine seamănă, Margherita mea. Fata mea rază de soare.
Doamne Dumnezeule, bă, băi, fii atent. Așa. Marga noastră și-a făcut și testele alea, mă, testele de inteligență, alea de deșteaptă. Care, testul ăla, cum îi zice, IQ. Ierico, IQ. Mă rog, testul ăla de IQ. Testul de inteligență. Exact. Și cum a ieșit? A ieșit că e frumoasă, mâncau ori, mama, pe ea! Seamănă cu tine, seamănă cu tine, seamănă cu tine. Seamănă, mâncau ori, mama, pe ea! Și băiatul? Fulgi? Fulgi? Băi, ăsta este băiat de băiat, băiat Fulgi al noștri. Măi, are talent, mare talent, mâncau ori, mama. Cred că-l facem senator, mă, ori prim-ministru, oriceva, mama. Senator, ori prim-ministru? Da, 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 da. De ce? Că vorbește prost și nu se înțelege nimic? Sau că promite și nu se ține de cuvânt? Bă! Are valoare ce are Fulgi al meu, bă, e mega talentat, mă, ultra mâncă la mama pe el, doamne, băiatul meu! Vezi, 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 vezi să nu vie cu vruna borțoasă. Fulgi! Fulgi! Fulgi al nostru, nu vine, mă, că Fulgi al nostru e anticoncepționale! Fulgi! Da! Cum să ia el anticoncepționale? Fulgi, Fulgi e anticoncepționale! La fete trebuie să le dea, nu trebuie să le ia el! Ce mă interesează pe mine de ele? Fulgi al meu să fie protejat! Așa! Și așa, fii atent! Și așa ieri... A. Și așa ieri te-ai purtat foarte urât cu el. Să știi că mă supăr dacă te mai porți urât cu Fulgi al meu. Je ne compris, Iorico, je ne compris. Lasă-mă cu franceza, dacă te-ai purtat foarte urât. Se face bine să travaie alături de noi. Să travaie la anunț, la botezuri, la... Să știi că l-ai supărat și pe el și pe mine m-ai supărat foarte tare. Știi ce a zis băiatul? Mă, știi ce a zis Fulgi al nostru? Că dacă îl mai super rău, așa? De mâine de luni, așa? O să plece de acasă și că trăiește doar pe banii lui. Luni pleacă de acasă. Exact. Și trăiește doar pe banii lui. Exact. Înseamnă că marți înapoi. Da, teama de aici. Vorbești de Fulgi al meu, mâncălor, mama, de talentat. Că e cel mai talentat în lume. Vorbești de așa. Vorbești copii, de gura, noștri, să ne trăiască copii. Să ne trăiască copilajii la tot. Da. Da. Mă, Ioniță, adevărul e că tu ai niște realizări, mă. Așa ai e. Copii, mai pe mine. Băi, știi da. Ce-mi place? Mă, Ioniță, acum de față cu toată lumea, acum în ziua de Crăciun, la mulți ani, sănătate, Crăciun fericit! Deci, acum, astăzi, de ziua de Crăciun, vreau să-ți fac o declarație. Da. Mă, Ioniță, măi, domnul Ion Manole, așa. Mă, eu sunt foarte mândră de tine, mă. Ai o nevastă frumoasă, talentată, modestă. Știi ce-mi place cel mai mult la tine? De mine. De mine îmi place la tine, Ioniță, să mă vină o place să te pumerică. Mă, de mine. Să-mi trăiască nevasta, bravo! Bravo, Mierico, bravo! Băi, Ioniță, băi! Și copilașii, să trăiască toată lumea, Crăciun fericit, oameni buni! Auzi, Ioniță, și acum gata, nu mai sta la discuții cu lumea, pune-te pe muncă, bă, să mai scoatem și noi un album, să mai facem ceva! Eu. Că știi deviza mea, ha. Ai bani, I love you, n-ai bani, I'm sorry! Poarte că pe franțuzește. Dacă nu erai așa, făceai tu banii ăștia să spui tu păr? Nu făceam. Așa că scuze-mă, Ionică. Păi scuze-mă. Doamna Mirela, lese-mă și dumneavoastră îmi place. Băi, Ioniță, fii atent. De ce mă iau? Eu zic că vreau să vă mai rău niște lucruri.